O simplă plimbare cu mașina pe Valea Mureșului Superior la orice oră îți descoperă zeci de pescari. Unii dintre ei sunt membri ai Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. Au deci carnet de membru și cotizația plătită la zi. Am spus unii pentru că mai sunt alții care pescuiesc ilegal. Înțelegem prin asta că nu sunt autorizați să o facă, iar metodele folosite sunt ilegale. Legea interzice anumite maniere de a scoate peștele din apă, întrucât pentru un singur pește este afectată o masă de viețuitoare. Practic, asta se întâmplă și în apa Mureșului, în zona comunei Brâncovenești, așa ziși pescari braconează. Fiind foarte obișnuiți cu această activitate ilicită, nici măcar nu se sfiesc de trecătorii de pe drumul național aflat în apropiere. Localnicii par să nu știe despre ce este vorba. Eu nu umblu spre încolo, nu știu. Nu știu. Nu. S-a auzit de braconieri. Nu. Braconieri nu. Dumneavoastră mergeți la pescuit? Eu, în viața mea n-am fost. Alții vedeți venind aici să pescuiască? Abar n-am. Eu pe malul Mureșului nu mă duc nici să mă scăld. Am baie și mă scăld în baie. Vă spun adevărul. Dar vine lume să vă ofere pește ieftin să cumpărați? Nici n-am nevoie că nu-l mănc. Spre deosebire de localnici, polițiștii știu despre ce este vorba, întrucât legea le trasează sarcini clare în efectuarea de controle și luarea de măsuri împotriva braconierilor. În fiecare an am avut dosare penale referitoare la persoane care pescuiau fără drept, în special pe râul Mureș. Până în prezent, cele mai multe constatări erau efectuate de către efectivele de jandarmi în colaborare cu efectivele AJVPS-ului. De fiecare dată, dosarele penale au fost instrumentate sub supravegherea procurorului, deci era vorba de fapte penale, s-a început urmărirea penală în dosarele respective. Urmărirea penală era finalizată, dar nu rețin să fi avut vreun învinuit trimis în judecată. S-a dispus de către parchet scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ. Adică era vorba de o amendă. Autoritățile locale din Brâncovenești par să fie preocupate mai mult de alte probleme ale comunei. Primarul știe că apa care străbate localitatea este preferată de pescari, însă nu are informații cu privire la cazuri de braconaj. Știu că sunt mulți, câțiva pescari. Dar de braconier, personal, n-am fost informat, nu știu, nu mi-e pasiunea ca să pescuiesc. Evident că și eu, ca primar al comunei, dar asta nu mai depinde de comună sau nu depinde de primar. E depinde de, evident, că se omoară peștele în Mureș. Dar eu, la rândul meu, dacă așa e situația, o să sesizez poliția. Părerea mea că ei sunt cel mai abilitați ca să iei niște măsuri. Dar poate unora nu le este clar ce înseamnă braconajul piscicol, deși suntem convinși că pescarii știu exact despre ce vorbim. Dar dacă nu știți sigur atunci când vedeți un braconier, vă spunem noi că este acel pescar care utilizează electricitatea, materiale explozive, substanțe toxice și narcotice, ostia, japca sau alte unelte înțepătoare și agățătoare, năvoade, voloace, cârsnice, seci, ave, prostovoale, vârșe, vintire, fără autorizație sau permis de pescuit. Braconajul piscicol este și când se dă după pește în perioada de prohibiție ori prin reducerea debitului și a volumului de apă în amenajările piscicole și pe cursurile de apă. Dacă nu se tem de amenzile pe care le-ar putea plăti, braconierii au rețineri față de gunoiul din zonă. Mirosul emanat este atât de neplăcut încât nici pescuitul nu mai are acea plăcere pentru ei. Cum ar fi însă dacă i-am pune pe braconier să adune toate aceste mizerii? Am rezolva astfel probabil două probleme, braconajul și mizeria de pe marginea apei.